Echipa din Crânga a câștigat ultimul meci disputat în acest an aseară în deplasare cu Oțelul Galați în a treia confruntare și ultima din grupele Cupei României. Gloria Buzău a învins cu 2-0 formația antrenată de Dorinel Munteanu într-o partidă pe care a dominat-o. Prima reușită a fost semnată de Lazar în minutul 29. Limite lui Rareș Pop. Marcovici greșește și îl pune în poziție de finalizare pe Dragoș Lazar. La 5 minute după revenirea de la vestiare, Boiciuc a marcat golul 2. Cu numărul și iată, face 2-0 Boiciuc cu această lovitură de cap. În ciuda victoriei, Gloria nu va merge mai departe în competiție, având în vedere că a pierdut primele două meciuri jucate în Cupa României cu Botoșani și UTA Arad. În campionat, echipa buzoiană termina anul pe 6 în clasament, loc de play-off. În 2023, în sezonul regular, elevii lui Mihalcea mai au de disputat 3 partide cu Slobozia, Brașov și Baia Mare.